Nu am votat primul punct la ordinea de zi, nu din cauză că am fost mânați de cine știe ce interese. La finalul ședinței chiar am fost apostrofați cu diverse epitete care nu aparțin limbii române și care nu ar fi trebuit să se gândească într-o ședință de Consiliu Județean, iar consilierii județeni ai PSD se gândesc foarte clar pentru acționarea în judecată a persoanei care a făcut acest lucru după ce vom vedea materialele înregistrate. Deci la nivelul Consiliului Județean, care este o instituție reprezentativă a județului Dâmbovița, nu putem tolera folosirea unui limbaj suburban și unui limbaj calumnios. Repetăm și vreau să vă prezint repartiția influențelor rezultate din rectificarea bugetului de stat pentru anul 2010. Este o rectificare negativă în valoare, ca să mă exprim în termeni vechi, de -55 de miliarde. Bineînțeles că noi acum am devenit vinovații de serviciu că nu am votat această rectificare. Spunem foarte clar și răspicat că vinovatul de serviciu pentru acest lucru este guvernul Boc, care a promovat o astfel de rectificare luând bani de la toate localitățile județului Dâmbovița și mai mult decât atât am amânat o săptămână această rectificare tocmai în ideea de a găsi o soluție pentru a încerca, sau în ideea ca președintele Consiliului Județean să găsească o soluție pentru a încerca să echilibrăm cât de cât situația. Și oricine mi-ar spune mie că primăriile nu și-au făcut bine trimestrializarea, vă rog să îmi permite să nu-l cred. Fiindcă nu este vorba de așa ceva. Sigur, ca urmare a acestui lucru, am considerat că este în interesul județului Dâmbovița, indiferent de culoarea politică a localităților, să votăm împotriva acestei rectificări negative. Chiar dacă ni s-a spus că prin acest lucru blocăm într-un fel finanțarea din surse de la din sume repartizate pe trimestru 4, finanțarea unităților se poate realiza doar din venituri proprii și dorim să tragem încă o dată un semnal de alarmă că trebuie să privim cu mai mare atenție modul în care localitățile județului Dâmbovița își pot desfășura, să spunem, activitatea în condiții optime, inclusiv activitatea investițională. Este ședință de îndată, dacă am fi votat aceste materiale, ori ar fi trebuit să le modificăm fundamental, sunt lucruri care n-ar fi trebuit să intre nici în hotărâre, sunt greșeli flagrante din punct de vedere juridic și economic, ori trebuie să, unele din ele n-ar fi trebuit să treacă, fiindcă prezintă niște inițiative care noi le considerăm cel puțin exagerate în aceste momente, ca să folosim termen cordial. Am să vă spun mai întâi că este inacceptabil să convoci ședințe de Consiliu Județean cu numai câteva ore înainte și să nu pui la dispoziție a consilierilor județeni materialele pe baza cărora se pot adopta decizii. De ce? Pentru că toate aceste hotărâri produc consecințe juridice și legea 215/2001 prevede răspunderea administrativă, civilă și penală a consilierilor locali. M-am sfătuit cu consilierii județeni. Decizia de a vota împotrivă a fost adoptată de consilierii județeni. Ca atare, vreau să-i spun domnului Florin Popescu că decizia nu ține de felul în care mă trezesc eu dimineața, dacă sunt mai bine dispus sau mai puțin bine dispus, cum a spus la conferința de presă. Eu cred că domnia sa are motive multe să nu doarmă bine și sunt convins că va dormi din ce în ce mai puțin bine dacă avem în vedere situația economică din județ, dacă avem în vedere prostiile pe care le face guvernul Boc și dacă avem în vedere gravele abuzuri și modul nelegal în care s-au cheltuit bani în ultimii 2 ani în județul Dâmbovița. Mai devreme sau mai târziu, s-ar putea ca și domnului Florin Popescu să-i spună cineva, cum au spus polițiștii lui Băsescu. Florin Popescu deschide poliția. Domnul Florin Popescu continuă să stea de vorbă cu cine nu trebuie despre problemele Consiliului Județean. Și domnia sa face afirmația la conferința de presă că a stat de vorbă cu vicepreședintele Mihai Trifan. Noi nu cunoaștem cine este vicepreședintele Mihai Trifan și ca tare domnul Florin Popescu, când dorește să aibă o discuție pe tema ordinii de zi, îl sfătuiesc să aibă această discuție cu liderul grupului de consilieri sau cu cei din conducerea organizației județene a Partidului Social Democrat. Dacă nu, îi pot sugera ca pe lângă domnul Mihai Trifan
să vină pe la sediul la partid, să stea de vorbă cu secretara, cu consilierul de la cabinetul președintelui, sau dacă, știu eu, este criză mare și nu mai e nimeni prin sediu, cu siguranță va găsi totdeauna o doamnă care face de serviciu aici. Și ar putea să stea de vorbă despre problemele județului. De aceea, indiferent cât va perora domnul Florin Popescu pe ideea că blocăm activitatea din instituțiile statului, noi nu vom putea fi de acord cu împărțirea în continuare a banilor, puțin, pe criterii de partid și clientelare. Nu vom fi de acord dacă domnul Florin Popescu nu vine să discutăm cu adevărat serios pe tema modului în care sprijinim toate unitățile administrativ-teritoriale din județ.